Ilan Șor colaborează cu Biserica Rusă pentru a determina preoții Mitropoliei Moldovei să facă agitație împotriva referendumului privind integrarea europeană. Este vorba despre aproximativ 120 de fețe bisericești care pleacă pe rând la Moscova după instructaje și carduri bancare pe care ar urma să li se transfere bani, scrie portalul deschide.md. Responsabilii de comunicare de la Mitropolia Moldovei confirmă pelerinajele preoților la Moscova, dar spun că nu cred în conotația politică a vizitelor. Deschide.md scrie că prima delegație care a fost în pelerinaj a primit carduri MIR în cadrul unei ceremonii organizate la Academia de Teologie de la Moscova. Cardurile primite nu au bani pe ele, însă preoților li se promite că ulterior pe conturi vor fi transferate lunar sume de până la 1000 de euro ca și donații pentru întreținerea bisericilor, dar și salarii din partea Patriarhiei Ruse. În schimb, fețele bisericești vor trebui să facă agitație electorală împotriva Maiei Sandu și a referendumului privind integrarea europeană. Sursele deschide.md mai scriu că fiecare preot paroh primește carduri emise de Promsviazbank, bancă care a fost implicată și în schema prin care Ilan Șor a încercat să cumpere voturile pensionarilor din Găgăuzia și Orhei în schimbul unui ajutor lunar de 2000 de lei. Mâine de la Chișinău vor decola spre Moscova următorii 51 de clerici și enoriași separați în trei grupuri. Autorii investigației precizează că în calitate de organizatori ai pelerinajului au fost identificați protopopi din Hâncești, Ungheni, Nisporeni, Comrat, Cahul, Soroca și Jedineț. O înregistrare publicată de deschide.md arată cum reprezentantul episcopiei de Cahul și Comrat i-a îndemnat pe preoții din Cahul, Comrat, Cimișlie și Cantemir să plece în pelerinaj. Părintele, bună ziua! Am anunțat mai înainte plecările astea care se organizează în Rusia. De pe 15-18 deja este grupa formată care s-au înscris o să plece. Ne-au rugat să anunțăm în continuare. De pe data de 11 până pe 16 se formează grupul iar. Deja poate editorii preoți, preotese, mereni, oameni care dumneavoastră știți, preventiv, până duminică, luni, să ne aruncați pașapoartele. Anunțați-vă rog preoții, lasă anunț preoții prin parohii. Acum de pe 11 până pe 16, vă repet. O să mai fie și mai pe urmă, dar dacă sunt acum, vă rog să anunțați. La episcopia de la Cahul nu a răspuns nimeni la telefon, iar de la eparhia de la Ungheni ni s-a cerut să revenim mâine. Astăzi este sărbătoarea schimbarea la fața Mântuitorului, centrul eparhial astăzi nu activează, telefonați deja mâine. Da, am vrea să vă întrebăm, au apărut informații în spațiu public că mai mulți preoți din țară, inclusiv din raionul Ungheni și Nisporeni, ar urmea să meargă la Moscova în următoarele zile și vrem să știm dacă este adevărat această informație sau nu și care este scopul vizitei acolo. Deci eu nu pot să vă ofer răspuns la întrebarea dumneavoastră, fiindcă nu ține de mine, eu nu cunosc. Deschide.md mai scrie că în aceeași schemă este implicat și arhiepiscopul Marchel de la Bălți, care ar fi adunat deja copiile pașapoartelor preoților aflați în subordinea sa pentru a-i trimite în așa zisul pelerinaj. Contactat de TV8, episcopul Marchel a fost scurt în declarații. Da, la TV8. Mie mi se termină, eu sunt în România, mie mi se termină bani la roaming. Eu tocmai dar nu, că dacă v-am telefonat noi, nu vă ia niciun ban dumneavoastră. Da, îți pare dumneavoastră. Iată, eu tocmai vreau să-i completez numărul. Acum nu pot. TV8 a încercat să ia legătura și cu episcopul de la Soroca, Ioan Moșneguțu, care este și responsabil de relația cu presa în cadrul Mitropoliei Moldovei. Acesta însă nu a răspuns la apeluri. Pentru ziarul de gardă însă a recunoscut deplasările preoților moldoveni la Moscova, dar a ținut să precizeze că nu știe cine le organizează. La fel, episcopul a negat faptul că primul grup de pelerini au primit carduri bancare de la Patriarhia Rusă.